Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Veacurilor, preacurilor, părinți, spuni frații, bun găsit, dragi creștini, spuni copilași, ne bucurăm astăzi de această sărbătoare a Învierii Domnului, a ziua de duminici, că ne putem întâlni astăzi în acest Domn, ne putem ruga împreună, ne putem aduce durerea noastră în acest locaș, putem cere ajutor de la unii care ne văd, de la oricine care ne au și de la mâna care ne plânge. Din urmată plângerea am auzit astăzi este cele 10 din grupuri din Pentroși, care am auzit cumnată cuvinte de la Părintele Domnului Părintele Sebastian, că de la Părintele Domnului ca să înțeleagă toți cât de bun este Dumnezeu cu noi. Și așa se spune în această Evanghelie, că stând de departe, strigau să se fie umidat în Dumnezeu și de noi. Și El îi trimite să meargă să se arete preoților lor, pentru că m-am auzit de mine în această seară. Dar mergând în decătul s-au vindicat și unul s-a întors și El era de altă viață. Și Hristos se întreabă, oare nu se cuvinea și celor lor să se întoarcă, oare nu 10 s-au vindicat? Iubiți credincioși, să știți că această Evanghelie adesea ori, sau totdeauna, sau de fiecare dată, nu se primine, că nu poate și de voi. Că de multe ori primim darul cu Dumnezeu și ne primim nemulțumiri, ne primim cu bucurie, cu biserie. O să ne rugăm și altora cât de mult Dumnezeu a fost cu noi, dar uităm principalul lucru să fim recunoscători, să ne întoarce, să mulțumim Domnul la cel pe care am primit bine pacerea. Dar toată bine pacerea de sunt de la Dumnezeu este. Ziua de astăzi, Sfinții Părinți au trebuit să se părbuiască și Sfânta Mare cu Cinuțe Barbara. Precum am auzit la Părintele, un lucru mic care a spus, că s-a născut această Sfântă copilă la sfârșitul veacului al doilea, sau cum se spune, anul 2020, în timp când domnea Maximilian, s-a născut într-o familie de închinători la iubirea această copilă din frumusețe rară și tatăl, murind maica sa, tatăl o creștea singur și văzând că este atât de frumoasă, s-a gândit să o ascundă din ochii omenești, toată ispita și toată încercarea ce este în lume. Și se spune că tatăl său fiind proastor, fiind bogat, având mult bogăție, a zidit-o pur și pe turn a făcut o casă unde această muncă își trăia viața și de ea de-a devenit femeie rămâne de tatăl său. Și spunea că jos erau și străjeri foarte mult, avea grijă tatăl său de această muncuță atât de frumoasă. Dar se spune că odată cu creșterea ei, Dumnezeu s-a atins de sufletul acestui fii de mântuț. Și ea uitându-se la cer, de pe turn, uitându-se la pământ, uitându-se la copaci, la verdețe, la flori, la toată deitatea ce este pe fața pământului, se întreba, cine oare a făcut aceste lucruri atât de mari? Și atunci cele sfântice care aveau grijă de ea ne spune că toate sunt făcute de zeii, cei care se închină Tatăl tău. Dar Dumnezeu, atingându-se de sufletul ei, ea nu era de acord cu aceasta. Și zice, cum oare, fiind muncă mică, întreba, cum oare zeii cei care s-au făcut tot de mână omenească, pot să facă soare, pot să facă lună, o să facă pământul, apa, aerul și toată frumusețea pământului. Și nu era de acord, de acord răspunsul care primea de la tot acele închinătoare la idoli. Nu era de acord cu aceasta. Și se spune că între această luptă a trăit anișorii până a ajuns 17 ani când tatăl său a venit și își optea, îi spunea că este timpul să te pobori din acest turn, să-ți găsești o mire, să trăiești, să te bucuri de această viață. Dar se spune descrierea vieții ei, că atât de rușinoasă era când tatăl nu a început să vorbească despre mine, spune că ea s-a rușit de față.
Atât de mult ne lipsește astăzi tinerilor noștri această rușine. Și ea spune că Tatăl, nu vreau să dau nici cu zei și nici cu cerele ai nimărui. Drugă de nimeni cu care să mă pot pune alături. Dar ea ne vorbea aceste de mândrie care o dea în timpul cel că nu era încă supată de Dumnezeu, dar după că ta era în căutare de Dumnezeu. Și se spune că Tatăl, nevrând, neputând să o îndoie spre ce spre cuvintele sale, s-a gândit că mă voi duce puțin mai departe și ea, din dor de mine când voi veni, va asculta cu atenție cuvintele ce le voi spune. Și le spune slujnicilor, lăsați-o să se pogoare din tur și lasă să facă ce vrea, ca să vadă toată frumusețea pământului, să vadă tinele picioare cum se mărită, ca să vrea și ea să fie măritată, să vadă să-și aleagă și ea cu alte un bărbat pe care ei va fi pe plată. Și se spune Tatăl de a stăt plecând în libertarea lăsată pe pungă și lăsându-i această libertate de care a fost ea oprită toată viața ei. Și ea coborându-se pe pământ, începea să umble și tot se întreba, oare cine a făcut toate aceste frumusețe? Și dacă Dumnezeu îi dorea să umble și Sfântul îi dorea după Dumnezeu, nu se uita la frumusețea pământului ca la făcură trecătoare, dar se gândea cine este creatorul acestor frumusețe. Și se spune că odată s-a întâlnit cu niște picioare care mergeau, se rugau și erau creștini. Și acele picioare le-a adus la preotul care i-a spus totul despre Dumnezeu și ea, vrând acordul, a primit Sfântul Botez. Și primind înțelepciunea și Sfântul Botez, pogorârea Duhului Sfânt a primit toată înțelepciunea credinței. Și se bucura că a aflat și este zidătorul și a soarelui și a pământului. Și Tatăl când a plecat le-a lăsat pe cei slujnici a lui să spună să facă o baie. Și aceea baie spune să faci două ferestre în baia aceasta. Dar Sfânta Mare Mucenică Vărbara, văzând că baia se ridică și sunt două ferestre, dar ea fiind copleșită de dragostea lui Dumnezeu, spune faceți trei ferestre. Ei se temeau de a spune faceți că eu voi apăra de Tatăl, nu vă temeți. Dar se gândea în gândul său că aceste trei ferestre să fie împlinite între ei, care le-a făcut toate și pe două și trei pământ. Și aceea, făcând ascultare, a făcut aceste trei ferestre. Și se spune că după se mult timp se întoarce Tatăl său către casă. Și iarăși o ia să o întrebe să ce se întâmplă și cum ce se gândește. Dar ea fiind botezat, fiind Duhul Sfânt peste ea, îi spune cuvintele înțelepte care Tatăl său, cu inima împetrită, nu putea să le primească. Și ascultând-o multe și multe cuvinte de ale ei, care trebuia orice inimă de piatră să se moaie, dar inima nu sunt mai tare ca de piatră, se spune că o bate, se chiar să începe conflictul între ei de la cele două ferestre. Și ea îi spune, Tată, știi că ai făcut aceste două ferestre pentru soare și pentru luna, care s-au fost că zeii au făcut ai noștri. Dar eu știu că zeii nu pot să facă nimic, că ei sunt făcătură de mână omenească și nu au nici urechi, sau dacă au urechi, nu au mâini, dacă au mâini, ochi, nu văd și dacă au mâini, nu pot să-i ajungă. Dar aceste trei ferestre sunt făcute în cinția Sfintei Treimi. Și când îi spune, când mărturisește credința în fața Tatălui, Tatăl o bate și prinzându-o, o aduce la împărat. Dar se spune că până aduce la împărat, se spune că ea fuge de casă. Și Tatăl alerga cu asprime, cu sabia chiar după ea. Și ea rugându-se în rugăciuni fierbinte, se apropie de o munte de piatră și se desparte acest munte și o ascunde pe ea. Și Tatăl rămâne în fața al pietrei, din pietre de piatră, să-i închide după ea și nu poți să o prinde. Ea intră într-o peșteră și se roagă acolo. Dar răutatea diavolească care era înrubată în sufletul Tatălui său, nu o lasă. Și umblă foarte mult umblă după ea, să o caută. Și se spune că acum unde ea se nevoia mult timp în peșeala, în crăpătura aceea de pământ, se spune că un păstor de oi îi șoptește Tatălui.
Ei erau noi care păsteau oile și amândoi știau despre ea. Și ea când întreabă, n-a scăzut pe fiica mea, că este aici cineva ascunsă și nu pot găsi o cap, atâta este unica mea fiică. Și un păstor, dându-se seama că el o caută cu rotate, nu-i spune nimic. Dar celălalt nu-i spune de arată cu mâna. Dar se spune că pe loc a fost pedepsit că se preface într-un sud de pe apă. Și atunci tatăl o prinde și o duce către împăratul demonul Maximilian. Și cel văzând frumușața lui, se copleșește de frumușața lui. Dar tatăl îi spune că pentru că nu se roagă zeilor mei și nu mi-a spus de poruncă părintească, mă lepă, nu vreau să fiu tată. Ia-o și-o judecă. Și se spune viața Sfântii Vărmari că atât de mult Maximilian se stăru cu mecheșul cu cuvinte calde și mâine și bune să o întoarcă spre credința lor, care duce spre pierzare. Dar ea, nimica, nu primind în sufletul său, se tare și îl mărturisește pe Hristos, care el este mirele ei și care vrea să-și jertfească și viața. Și atunci Maximilian, văzând cum poate să o întoarcă de la tăriei de credință, dă poruncă să fie dezbrăcată și ascultă picioare. Trântită la pământ și bătută cu vinii de boi. Dar atâta de mult este bătută că se spune că se înrușește pământul. Se înrușește pământul sub ea. Și pe repede care s-a invit pe trupul ei, se spune că se ia cu lână și cu haine vechi și le face ca să-i înfuțească durerea. Și spune, puneți-mă în închisoare până ce mă voi gândi cu ce să o pedepsesc mai departe. Și fiind adusă această Sfântă Picioară în închisoare în temniță și rugându-se către Dumnezeu, spune Scartea Sfântă că se arată Mântuitorul Hristos și spune să rabde că o bună mireasa lui Hristos. Că este pregătit sus în cer mai mult decât aceste ce supără aici și toate aceste vii sunt temurii și trecătoare, dar fericirea de sus este veșnică. Și atunci spune în scrierea Sfinței, Sfintei, vecea ei, că la fereastră asculta o altă tânără fată, Iulian, și a văzut tot ce se întâmplă și tăria care rabdă ea este copleșită și ea de această credință. Și se pune de gând și ea să urmeze până la urmă și se gândește că ea tot vrea să urmeze pe acest Hristos care dă această putere, aceste sfinte picioare. Și când o scot a doua zi din închisoare, se spune că nu avea nicio rană pe ea. Trupul ei era sănătos și nu avea nicio semn, nicio zgârietură și fața ei ilumina. Și atunci Maximilian ia întorcându-se către vecreșugurile omenești și spune, vezi că zeii noștri te-au făcut sănătoasă ca să te întorci. Și ea se râde de zeii lor. Spune că Domnul meu Iisus Hristos m-a vindicat să-L mărturisesc, să vă spun ca și voi să vă întoarceți. Și atunci văzând că nu pot iară copleși de nimica pe vecreșuguri, iar o dă din nou la ucinicie. Și o leagă pe stâncăre, iarăși din nou o dezbracă, și cu ghiere de fier, nu carne de pe ea, că se ducă sângele, pământul de sânge de roata ei. Și văzând-o că este tare și nu se întoarce, îi dau sânii în vizcă de cer. Și se spune că vrând să-i mulțească durerea, trimite slugile să o bată cu ciocanul cu cap. Și aceste unci, văzând acel Sfântă Picioară Iuliana, începe să strigă de bucur. Cum puteți atâta răutate arăta împotriva acestei picioare? Că Dumnezeu o întărește pe ea și toți sunt creștine. Și atunci nu urmă o treabă pe Iuliana, o ia o leagă și pe ea alături. Dacă vrei și tu slujești acestui Dumnezeu, rabdă și tu. Dar el e mărcul cumpărie spre această răbdare. Și este pus și ea alături de Sfânta Barbara, este și ea scrie după ce se ghierii de fier, sunt tăiate și în ei sânii, este bătută și ea cu ciocanul în cap. Dar se spune că nu puteau să întoarcă de la credința lor tare. Fiind el între aceste munce, ele se roagă cu cuvintele psalmistul David, Dumnezeu este sprijitorul meu și întăritorul meu, de cine mă voi teme? Și atât de mult s-a aprins furie când dau porunca ucigătoare să fie tăiate de sabie, scoasă în afara orașului și tăiate de sabie. Și se spune că le-a scos
din oraș, ca să le facă durerea mai mare, le duce dezbrăcate. Și Sfânta Barbara se roagă, Doamne, care nici soare nu l-a văzut, nu a văzut trupul meu acoperi, mă trupul meu și nu fă durerea mai mare. Și se spune că Dumnezeu din cer a trimis un înger și o îmbracă în haine luminoase. Și toți se uitau la ele, dar nu le vedeau trupurile, dar vedeau lumină și nu le vedeau mădularele lor cele scumpite și scăldate în sângele de mucinicie. Și când a dus la locul de stejuire, de pedeapsă, Tatăl ei nu mai rezist. Ea slucește de la ostași de mână pe fiica sa, o ia de mână și singur îi taie capul. Iubiți credincioși, se îndeplinește Evanghelia care Dumnezeu ne-a spus, că vă da Tatăl pe Fii la moarte. Dar vedem că moartea aceasta este spre biruința celor ce s-au pornit spre Hristos. Și ele au ajuns în locul cel minunat care Dumnezeu l-a pregătit pentru veșnicie, dar Diascor și Maximilian sunt pedepsiți de Dumnezeu și prin fulgere pe întunete sunt trăsiți amândoi și dați pierzării. Înseamnă că Sfinții au ajuns la locul de odihnă pentru ucenicii, prin suferință, prin răbdare. Nu cumva vrem noi să ajungem la locul de odihnă prin binele prin care trecem, prin ușorul care îl avem, prin îndemnurile care le avem la îndemâna noastră? Înseamnă că nu. Cine s-a porit să ajungă la Dumnezeu, să știți că vă se ajunge pentru un drum pe cuspii. Cei care vreau să se odihnească aici, să știți că se vor osândi dincolo. Așa că trebuie fiecare dintre noi să alege, să ne gândim ce alegem și ce dorim și unii ne-am pornit. Noi creștini știm că fiecare dintre noi ne-am pornit spre Dumnezeu. Și dacă mergem spre Dumnezeu, nu putem merge pe altă cale decât pe calea pe care Hristos a mers, care a fost și El resegnit, care a fost și El bătut, schinjuit și dat la moarte. Și prin moarte a ajuns la biruință și la viață. Așa că toți cei care s-au pornit să ajungă la viața veșnică, să știți că trebuie să trece prin moarte, dar până la moarte să trăim creștinește, să iubim creștinește, să iertăm creștinește și toți cei ce ne fac rău să iertăm, ca Dumnezeu să ierte. Dar cei ce s-au pornit să ne facă nouă rău, să știmă că nu ne fac niciun rău nimica decât ne aduc mai aproape de Împărăția lui Dumnezeu. Că vedem din viețile Sfinților atunci când le tăiau limbile la Sfinți, ei vorbeau mai clar. Atunci când, precum am auzit în viața Sfântului Ioan Damaschin, i-a tăiat mâna pentru niciună, că a scris scrisoare împotriva împăratului, el n-a scris-o. Știm că mâna a fost pusă la loc și a scris altele lucrări bisericești mai frumoase decât acele ce scria până la tăia mâna. Înseamnă că, dacă vreți să vedeți cum se mărturisește pe Hristos, înseamnă cu cei ce s-au pornit cu frigoarea trebuie să se pornească înainte. Prigoriți creștinii și veți vedea creștinii cât de mult iubesc. Că dacă nu prigoriți, să știți că creștinii cu părere de rău se lepesc de bunul de pământul. Dar dacă începeți să prigoriți, să știți că creștinii se vor da seama că suntem creștini și vor începe să trăiască mai curat, viață mai sfântă, cu mai multă dragoste și cu mai multă iubire. Așa că fiecare să facă treaba lor, dar noi să facem ceea ce ne-a spus Dumnezeu. Să iubim, să iertăm și să mulțumim lui Dumnezeu pentru toate câte ne-a făcut și ne-a dat aici, jos pe pământ. Dar cerem cele de sus în ceruri, ca să putem ne bucura cu toți Sfinții, Sfintii Bisericii noastre, acum și bunurile și vecii vecilor. Amin. Vă anunțăm că miercuri avem sărbătoare Sfântului Ierarh Nicolae. Vă așteptăm pe toți la Sfânta Slujbă, la Sfânta Liturghie. Cine poate, cine are putere, curaj și dorință, să știți, vă așteptăm și la Sfintele Slujbe, care se fac în timpul și nopții și dimineața. Se fac multe slujbe în fiecare altar ai Sfintei Părăsiți, se slujește. Așa că cine se poate, are putere și poate să se apropie, veniți și rugați-vă și bucurați-vă despre fiecare din frații Sfintei Părăsiri, că Dumnezeu se pocoară în Sfânta Liturghie. Și cred că greu va fi atunci când vom știe că Dumnezeu s-a pocorât și noi nu eram acolo, Dumnezeu ne căuta.
Sfântul. Dar Dumnezeu ne caută în Sfintele Liturghii, în Sfintele Biserici, în Sfinte Locale, în faptele bune de iertare și de dragoste. Înger Păzitor, spre căsuțele voastre și mai cu Domnul să vă ocupe cu cinstitului mător, acum și cu urmea și în vecii vecilor. Amin.